antrenamentele îl trăiesc din toate punctele de vedere, și emoțional, și fizic, și încerc să mă pun în situații cât mai grele ca să reușesc și în competiții. Consider că motivația este un sentiment care este trecător și singurul lucru care mă face în fiecare zi să dau totul este disciplina. Fără disciplină, eu nu m-aș trezi la 7 dimineața, 6 dimineața să-mi fac primul antrenament, n-aș rămâne la fel de concentrat, nu aș da totul. Pentru mine, spațiul de luptă simbolizează un loc ca o tablă de șah, pentru că trebuie să fii atent la toate aspectele luptei, din toate punctele de vedere, atât fizic cât și tactic. Eu, de fiecare dată când intru pe saltea, mă gândesc că este cel mai mare dușman al meu și că trebuie să-l înving, ca în război. Ca să ajung la titlul de cel mai bun junior al Europei, am luat mai mult de miliarde de căzături, dar de fiecare dată am reușit să mă ridic. Când simt că nu mai pot fizic, antrenorul meu are o vorbă, când nu mai poți fizic, începe caracterul. Atunci îmi zic în gând să nu renunț, să nu renunț, să nu renunț, și de atunci începe adevărata luptă. Cel mai mare adversar al meu sunt chiar eu însumi, pentru că trebuie să nu cedez în primul și în primul rând, să lupt și să am o gândire cât mai pozitivă în timpul meciului, pentru că știu că doar eu singur pot să câștig meciul, nu așteptând alte circunstanțe. Am avut foarte multe momente în viață când am vrut să renunț, dar... Cum zicea și Muhammad Ali, suferă acum și trăiește tot restul vieții ca un campion. Să ajung pe podium și să obțin o medalie la un concurs foarte important este ca o răsplată pentru modul în care am luptat în ziua respectivă, modul în care m-am antrenat în ultima perioadă și rezultatul gândurilor mele.